Asociația pentru Protecția Animalelor Hulda a organizat o acțiune de curățenie în adăpostul public pentru câini fără stăpân din Roșiorii de Vede, la care a invitat iubitorii de animale. Niciun voluntar nu a răspuns acestui apel, deși numărul de câini abandonați care ajung în grija celor de la Hulda crește în fiecare zi. În adăpostul public din Roșiorii de Vede sunt cazați aproximativ 500 de câini, iar adopțiile sunt aproape inexistente. Asociația Hulda a organizat astăzi o acțiune de curățire în adăpostul public Roșiori. Din păcate nu s-a prezentat niciun voluntar, suntem doar noi echipa de la Hulda și vă invităm și mâine, acțiunea se derulează și pe parcursul zilei de mâine. Cei care chiar iubesc animalele și chiar vor să îi ajute, nu trebuie să facă niciun efort financiar, trebuie doar un efort fizic. Vă invităm pe această cale să vă sterilizați câinii, să nu-i mai abandonați ca să ajungă în adăposturile publice sau pe străzi. Nimeni nu-și dorește câini pe străzi, dar nici în condițiile acestea nu pot supraviețui. Câinii abandonați de roșioreni sunt întreținuți în adăpostul public din donațiile străinilor. Sunt hrăniți, tratați, vaccinați și sterilizați. Voluntarii din Finlanda, Germania, Olanda, Norvegia vin la Roșiorii de Vede pentru a se îngriji de câinii abandonați ai roșiorenilor și împreună cu cei de la Hulda fac absolut orice este nevoie, inclusiv curățenie în adăpost. Mai multe asociații pentru protecția animalelor din străinătate și-au unit forțele pentru a le oferi roșiorenilor posibilitatea să sterilizeze câinii gratuit, desfășurând campanii lunare de sterilizare și responsabilizare a populației pentru prevenirea abandonului și reducerea numărului de câini de pe străzile orașului. Următoarea campanie de sterilizare a câinilor cu și fără stăpân va avea loc pe 15 iulie.